Termica se înființa prin hotărârea Consiliului Local numărul 41 din 18.08.1998 și a hotărârii guvernamentale numărul 105 din 1998 ca o societate pe acțiuni, care îi se transmitea fără plată Centrala Termică Târgoviște Sud, sub patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate, RNL, filiala electrocentralei Doicești. Administrator era Consiliul Local Târgoviște, iar scopul societății, producerea, transportul și distribuția energiei termice, fiind singura unitate ce asigura aceste servicii în zona municipiului Târgoviște. În 2005, Consiliul Concurenței a autorizat primul ajutor de stat pentru protecția mediului din România societății târgoviștene, 1.919.126 de euro, ca o garanție a contractului de leasing și a unui grant pentru proiectul de cogenerare inițiat în baza unui acord cadru între Olanda și Guvernul României și implementat la Târgoviște. Megaproiectul a fost cântecul de lebăd al societății. Din 2005, Termica merge doar pe pierderi. Societatea înregistrează un important deficit și datorită faptului că din 21.000 de abonați existenți în 1990, astăzi dacă mai sunt 5.000. La fel de proastă a fost și ideea dimensionării rețelei pentru o capacitate de 27.000 de abonați. În 2009, Consiliul Local decidea că termica trebuie rentabilizată. Soluția ar fi putut fi delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică a municipiului după modelul municipiului Ploiești. Deocamdată, salvatorul termica nu a apărut, însă guvernul, în urma lobby-ului făcut de deputatul Gheorghe Albu, a intervenit financiar în sprijinul societății. În iarna trecută termica, dar mai ales abonații, au trecut prin furci caudine din cauza faptului că societatea nu a mai primit gaze de la Distriga Sud. Problema a fost rezolvată printr-un contract în care primăria s-a angajat că va plăti ratele de eșalonare a debitului termica SA în valoare de 70 de miliarde de lei vechi. Totodată, Distrigaz a cerut și emiterea unor bilete la ordin pentru alte 80 de miliarde de lei vechi. Cu asemenea existență zbuciumate, e posibil ca societatea să mai piardă și anul acesta abonați. Printr-o hotărâre de Consiliul Luat, anul trecut și Chiria și Aneleș pot monta centrale individuale cu acordul Consiliului Local. Condiția este ca la încetarea contractului spațiul să fie predat exact în starea în care a fost primit. Cei ce vor să nu mai aibă de-a face cu sistemul trebuie să aibă acordul asociației și să aibă facturile plătite la zi.